jucat pentru Petrolul atât în prima ligă cât și în liga a doua. El a debutat în prima ligă însă în tricoul Academicii Clinceni în vara lui 2021 într-un meci împotriva lui Șepși. Roșu pentru Carp. Minutul 82. Misiunea celor de la UTA, hai să nu spunem că devine imposibilă, dar se complică serios. Carp, omul care a marcat golul de 1-1, este eliminat în minutul 82. Condusă pe tabelă, UTA nevoită să joace finalul partidei cu un om în minus. Iată-l pe Carp. Este un gest urât, sigur. Deci un faul de joc și apoi îl lovește. Nu îl lovește tare, dar a fost sancționat gestul, intenția de a-l lovi pe Zabu. Să vedem dacă se întoarce ceva din Carp aștepta probabil aștepta salvarea din camera VAR. Să vedem dacă nu cred, nu-l văd pe Vlad Boban să primească vreo indicație. Ba da, se întâmplă. Carp a simțit că mai are o șansă, că poate fi reabilitat în această partidă. Hai să vedem. Gestul, da, este urât. Îl lovește. Aici e faul de joc. Nu discutăm de acest moment, ci de acesta. Nu lovește tare, dar îl lovește. Acum de văzut cum va aprecia arbitrul Boban. Dacă rămâne sau nu, decizia inițială. Da, rămâne